Scandalul de la un liceu privat din capitală continuă. Părinții care spun că o profesoară le-a agresat verbal copilul fac noi declarații. În același timp ei neagă că băiatul lor ar fi luat cu el într-o excursie în România alcool și țigări. Fapt care a spus directorul școlii a și înfuriat-o pe profesoară explicându-i astfel comportamentul. Natalia Lascov neagă declarațiile făcute de directoarea liceului, potrivit cărora băiatul ei ar fi dispărut dintr-un hotel din România în timpul unei excursii și că ar fi avut asupra lui țigări și alcool. Copilul meu în baie n-avea nimic. El era copilul în baie. Nu avea nimic. Cum putea? Puteți să vă puneți dumneavoastră întrebarea. Cum copilul cel în România putea să aibă țigări și vodcă? El l-am trimis de acasă. Eu i-am făcut valiza. Cum a trecut copilul ăsta vama? Cum putea copilul meu să-și cumpere țigări și vodcă în România, dacă spune doamna că avea așa ceva la el? Și unde era dumneavoastră ei, dacă chiar și-o cumpărat așa ceva? Totodată, Natalia Lascov respinge informația că fiul ei ar fi venit la școală fără caiete, nespălat și cu vânătăi pe spate. Femeia spune că, deși copilul a fost exmatriculat de mai bine de un an, urmele traumei psihologice prin care a trecut minorul încă se resimt. Minciuni. Niciodată copilul meu nu a venit cu vânătăi și murdar la școală. Eu vă invit la mine acasă, vă fac o excursie pe la mine prin casă, vedeți în ce condiții trăiesc copiii mei. Doamna Guzun și-a format așa un comportament autoritar și dictatorial, deci nu știu cum să zic, adică profesorii sunt ținuți în frică, părinții sunt în frică, ținuți și copiii hărțuiți. Cine din părinții atâși îndrăznește să spună ceva, automat copilul este exmatriculat din școală. Copilul meu a avut după asta o convulsie și acum eu stau până acum pe tratament. Prin ce treci copilul meu și familia mea? Eu nu o să tac. Pur și simplu nu las lucrurile așa. Efrosinia Guzun a negat învinuirile și ne-a spus cu referire la acestea că fiecare are dreptul la replică. Nu e corect. Noi invităm toți la discuții, merg la psiholog și întotdeauna noi avem o deschidere pentru a schimba lucrurile. Eu, din cât știu, îți place bine, nu-ți place, cauți că sunt instituții de toate culorile și toate gusturile în Chișinău. Care este problema mea? Odată ceva nu-ți place, tu-ți faci alegerea pentru tine. Numai că mama copilului spune că mai sunt părinți nemulțumiți de atitudinea direcției liceului și ne-a dat contactele unei doamne care afirmă că, la fel ca și ea, a trecut printr-o experiență neplăcută. Acolo învățat piciorul meu mai mic. El fiind avut, cum noi suntem purtători de implant cochlear, adică a avut deficiență de auz și a fost implantat. Ne-am dus din primul an la Da Vinci, noi am spus problema sănătății noastre, am spus doamnei directoare, el nu s-a arătat nici de cum, cumva deranjată de situația asta. I-am dat bani după asta, după pandemie, exact, adică că nu a fost primul an de pandemie, am fost să achite următoarea tranșă de contract, ultima tranșă de contract al celor și la care dumneiei mi-a zis că noi stricăm imidiul liceului, că eu nu am făcut liceu pentru copii handicapați și eu copilul să mă duc acasă. De cealaltă parte, directoarea instituției, Efrosinia Guzun, neagă învinuirile. Nu e corect. Noi în liceu avem copii cu necesități speciale. Nu a fost exmatriculat. Nelly Novitski a rămas dator la contract. Scandalul de la instituția de învățământ a pornit după ce părinții copilului, ce ar fi fost agresat verbal în excursie, au expediat portalului realitatea.md mai multe înregistrări video, în care ar fi fost surprinsă scena cu elevul luat la rost de profesoară. Mama și tatăl băiatului afirmă că fiul lor a fost supus unui tratament inuman și degradant, în urma cărora a suportat suferințe fizice și psihice. Conducerea liceului a respins atunci învinuirile, iar într-un comunicat emis ulterior, liceul condamnă categoric orice formă de agresiune sau violență în cadrul instituțiilor de învățământ. Părinții băiatului au sesizat avocatul copilului și procuratura cu privire la această situație. Reprezentanții ombudsmanului ne-au spus că examinează cazul, iar cei ai procuraturii ne-au comunicat că îl cercetează într-un proces penal pornit pentru pretinse fapte de abuz. Am vrut să aflăm și opinia Direcției Municipale Educație, dar șeful acesteia, Andrei Pavaloi, ne-a spus că nu poate sta de vorbă cu noi pentru că se află într-o ședință.